PSD acuză că tot amintiți de opoziție prin vocea europarlamentarului Victor Negrescu că PNRR este plin de proiecte cu dedicație, spune Victor Negrescu. Cum răspundeți? Acum, cred că la acest lucru va trebui să răspundă miniștrii și guvernul, pentru că ei își dau seama dacă într-adevăr este cu dedicație sau nu. Cred că se referă la faptul că pe anumite zone merg bani mai mulți. Cred că la asta se referă. Și aici am spus că poate s-ar putea ajunge la această concluzie din partea celor care reprezintă zone mai sărace și ne-am fi dorit poate să vină bani mai mulți aici. Dar, repet, asta a fost structura PNRR-ului și cred că mari, mari schimbări nu se puteau face. Că așa dacă o luăm cu dedicație, da, este o dedicație pentru Moldova, nu pentru cineva, pentru întreaga Moldova, că se alocă acolo bani, să se facă în sfârșit o autostradă și pe zona Moldovei, ceea ce este benefic pentru că o autostradă dezvoltă regiunea. Și în momentul de față, Moldova este mai puțin dezvoltată și aici le dau dreptate că au nevoie de bani pentru a se alinia la nivelul de trai al celorlalte regiuni din România. Acum ce urmează? Odată ce a ajuns pe masa Comisiei Europene, poate fi întors? Care sunt procedurile? Ce Nu știți? cred că va mai fi întors pentru că a fost realizat în spiritul celor discutate, dar pot să fie anumite ajustări care se fac nu numai la noi, în orice țară și urmează aprobarea și, bineînțeles, să se treacă la realizarea procedurilor de accesare a banilor, pentru că, în mod normal, în câteva luni ar trebui să înceapă să funcționeze PNRR-ul, în sensul să se aprobe proiecte și să înceapă finanțarea lor, efectiv. Deci, în mod normal, se intră în linie dreaptă în acest moment.